Salutare! Sunt Petru de la WellCoach. În videoul ăsta o să-ți povestesc despre de ce programarea este cel mai bine plătit job pentru un începător și pentru o persoană care nu are deja experiență în domeniu. Așa că dacă încă te gândești spre ce domeniu să te orientezi sau dacă domeniul în care ești acum nu te satisface și vrei să faci o reconversie sau o reorientare profesională, uită-te la videoul ăsta până la capăt ca să înțelegi exact cum funcționează programarea și de ce e un loc așa de bun în care să fii. Tocmai stăteam pe internet și am dat peste o statistică legată de salariile pentru începători din diverse domenii și mi-a atras atenția pentru că programarea era cu mult mai bine plătită decât toate celelalte joburi și mai mult decât atât, valorile salariale, atât pentru programare cât și pentru celelalte domenii, semănau foarte mult cu valorile pe care le știam eu de la diversi prieteni și cunoștințe care activează în acele domenii. Și atunci stăm un pic și ne întrebăm, bă, de unde e discrepanța asta? De ce programarea e plătită așa de bine? Și acum poate o să vii și o să zici că de fapt și un medic rezident câștigă foarte bine, poate sunt și alte domenii în care iarăși se câștigă bine. Totuși aici vorbim despre domenii în care poți să intri cu mai puțin de un an de pregătire, bineînțeles dacă pregătirea asta o faci bine, pentru că, da, hai să zicem că un medic începător câștigă mult mai bine decât un programator începător, totuși ca să ajungi medic începător ai nevoie de cel puțin 6 ani de studiu. Ori în 6 ani dacă faci programare, deja ajungi la nivel să fii senior și cel mai probabil nici măcar nu mai lucrezi într-o firmă, ci lucrezi tu pentru tine și ajungi la salarii de câteva mii de euro pe lună. În plus, foarte multe dintre joburile astea tradiționale necesită facultate. Adică hai să ne imaginăm că ai o problemă de sănătate, nu o să te duci niciodată să te tratezi la cineva care nu are cel puțin o facultate terminată, nu este doctor în toată regula. Sau hai să zicem că ai nevoie de un avocat, ai un proces în care trebuie să te aperi și iarăși nu o să te duci la cineva care a citit câteva legi să te reprezinte, să te consilieze, ci ai nevoie de cineva care să fie avocat. Asta înseamnă, dacă țin bine minte, 4 ani. Ori în programare lucrurile astea nu mai sunt valabile pentru că tu poți să înveți programare singur cu zero experiență în mai puțin de un an. Cel mai probabil poți să faci chestia asta în 6 luni. Și lumea nu e sceptică comparativ cu alte domenii. Adică nu trebuie să ai un certificat de programator. Nu trebuie să ai orice alte lucruri care să dovedească că ai trecut prin niște instituții acreditate, ci singurul lucru pe care tu trebuie să-l ai ca să dovedești că ești un programator bun și fie să fii angajat, fie să primești proiecte la care să lucrezi, să fii plătit pentru ele, este experiența profesională. Și acum o să zici, bă, dar stai un pic, Petru, stai. Tu spuneai că nu ai nevoie de experiență, adică vorbeai despre joburi de începători. Și ideea foarte faină în programare e că experiența se măsoară altfel. Practic se trișează. Experiența nu înseamnă doar timpul pe care tu l-ai lucrat într-o companie sau timpul în care, să zicem, ai făcut niște studii care oricum nu se iau în calcul ca și experiență. Experiența înseamnă orice fel de aplicație pe care tu ai creat-o. Deci atâta timp cât tu ai un laptop sau un calculator și ai stat și l-ai folosit și ai creat o aplicație care ideal funcționează și publicată pe internet și poți să o vadă și alți oameni, aia înseamnă deja experiență. Deci nu mai ești restricționat de absolut nimic, trebuie pur și simplu tu să stai și să scrii cod și să creezi aplicații, iar astea o să se măsoare ca și experiență. Pentru că hai să ne imaginăm că tu ești un angajator și eu vin la tine să mă angajez și îți arăt site-ul wellcoach.ro. Îți arăt, bă, uite, eu am făcut chestia asta, îți explic cum l-am făcut, care au fost provocările prin care am trecut, cum mi-am structurat codul, cum mi-am gândit arhitectura și din felul în care o să-ți vorbesc despre proiectul ăsta, o să-ți arăt că eu chiar știu să scriu programe, chiar știu să creez aplicații web și că mă pricep la chestia asta. Tu automat o să ai încredere să mă angajezi pentru că deja
ai folosit platforma, ai intrat pe ea, ai văzut că funcționează, ai văzut că nu are probleme și în plus pe baza discuției ți-ai dat seama că eu am făcut-o și nu am copiat-o din altă parte. Deci asta înseamnă că tu poți să îți demonstrezi mult mai ușor experiența, nu mai ești restricționat de examene, de certificări, pur și simplu singurul lucru de care ești restricționat este timpul pe care îl investești și felul în care înveți și felul în care scrii cod. În plus, un alt avantaj al jobului de programator este că aproape că nu ai rutină, nu prea faci aceleași lucruri, nu ai task-uri repetitive, pentru că spre deosebire de doctor sau de avocat, unde implică foarte, foarte multă memorare până ajungi să chiar practici acel job, adică ca și avocat trebuie să cunoști destul de bine legile și ca și medic trebuie să treci prin toate examenele de timp de 6 ani de facultate. În programare nu trebuie să înveți lucruri pe de rost. Este 100% gândire logică și 0% memorare. Asta reprezintă pe de-o parte un avantaj, pentru că tot timpul o să fii provocat, tot timpul o să-ți pui mintea la contribuție, o să trebuiască să gândești, o să trebuiască să vii cu lucruri noi și în același timp reprezintă un dezavantaj. Pentru că tu, atâta timp cât trebuie să stai să te gândești, o să trebuiască să îți dezvolți un mod nou de gândire. Pentru că majoritatea dintre noi nu am avut modul ăsta logic de gândire dezvoltat. Pentru că, de fapt, ce se întâmplă la școală? Primești niște lecții și cu cât ești mai capabil să le memorezi și să le reproduci, cu atât e o notă mai mare. Ori școala ne-a spălat pe creier și ne-a stricat cu lucrul ăsta. Și atunci, tu trebuie să înveți acest mod nou de gândire. Dar, cum am zis, atâta timp cât ai ajutorul potrivit și petreci suficient de mult timp lucrând în direcția asta, poți să reușești în 6 luni sau mai puțin să deprinzi acest mod de gândire și să gândești direct în cod și să rezolvi probleme gândindu-te logic la el. Un alt motiv pentru care jobul de programator e așa de căutat, pentru că de fapt salariile sunt așa de mari, pentru că e foarte mare nevoie de programatori, este că e mult mai greu să devii programator. Adică, ca să ne întoarcem la exemplu de mai devreme cu medicii, dacă vrei să devii medic, tot ce trebuie să faci este să treci examenul de admitere, să termini facultatea și gata, ești medic. Doar că disciplina asta, medicina, există deja de sute de ani, pe când programarea există de mult mai puțină vreme. Și asta înseamnă că nu există un drum bine stabilit ca să ajungi programator, adică există absolvenți de facultăți de informatică, deci absolvenți de facultăți în domeniu care nu reușesc să se angajeze și care de multe ori ajung să practice total alte meserii. Și din cauza că nu există o cale clară pe care tu să o iei sau din cauza că nu există o cale cunoscută pe care să o iei ca să ajungi programator, foarte multă lume se pierde pe parcurs, adică cu toate că știi, bă, ok, o să fiu plătit bine, o să fac bani bine de tot și o să am un job bun, totuși, din cauza că apar foarte multe obstacole pe drum, nu știi pe unde să iei, nu știi cum să înveți, ajungi să te descurajezi, să te gândești că, bă, nu o să reușești niciodată și majoritatea oamenilor renunță. Și din cauza asta ajung foarte puțin oameni care să fie programatori specialiști, programatori pregătiți și gata să fie angajați. Și atunci firmele trebuie să se lupte pentru programatorii ăștia. Adică să zicem că avem 5 programatori care vor să se angajeze și 20 de firme care vor să ia pe ăștia 5 programatori. Deci automat cele 15 firme o să rămână fără programatori, ceea ce înseamnă că o să câștige mai puțin bani, o să facă mai puțin profit și atunci practic o să se bată pentru cei 5 programatori, o să le ofere beneficii mai bune, salarii mai mari și așa mai departe. Și acum, de unde vine cererea asta? De ce e nevoie de atâta de mulți programatori? Ideea e că acum trăim într-o perioadă în care tehnologia evoluează foarte rapid. De exemplu, telefonul ăsta, cel mai probabil în 2 ani o să fie învechit, o să fie prea lent, tehnologia din el o să fie depășită și din cauza că se întâmplă progresul ăsta tehnologic atât de rapid și apar atât de des lucruri noi, pentru fiecare dispozitiv și pentru fiecare tehnologie nouă, trebuie creat software. Și în plus, și peste software-ul existent trebuie adăugate lucruri noi. Adică dacă e să urmărim Facebook-ul, care e o rețea de socializare deja destul de veche, încă se adaugă multe funcționalități noi, încă apar platforme noi, de exemplu Instagram, Snapchat, TikTok,
Toate sunt platforme care au apărut mult mai recent, deoarece, în primul rând, că lumea se plictisește de ce e vechi și vrea tot timpul ceva nou și atunci tinde să treacă către platforme și tehnologii noi. Și în al doilea rând, pentru că oamenii sunt foarte creativi și inventează lucruri noi care ne fac viața mai bună. Ori, acum în 2020, foarte puține lucruri pot să funcționeze fără tehnologie, adică chiar te provoc să stai un pic, să faci o pauză câteva secunde și să te gândești care sunt lucrurile din jurul tău care nu funcționează bazat pe tehnologie. Și atunci, din cauza că există atâtea tehnologii noi, firmele mari trebuie în primul rând să țină pasul cu toate tehnologiile astea, să-și adapteze soluțiile pentru ele. Pe urmă, firmele, să zicem, mai vechi, mai tradiționale, trebuie să se mute în online. Chiar și dacă am luat ca exemplu, pur și simplu, statul român, care e un stat destul de puțin digitalizat și ne-am gândit de câți programatori ar fi nevoie ca să se întâmple digitalizarea asta în toate instituțiile statului, ne-am dat seama că doar de aici ar crea o nevoie extrem de mare de programatori. Ori dacă ne gândim că pe lângă statul român există o grămadă de firme, o grămadă de afaceri care au nevoie de tehnologie, au nevoie de soluții soft, au nevoie să se mute în online, automat o să vedem că e o nevoie extremă de programatori. Un alt lucru care le duce pe firme să se digitalizeze, să folosească tot mai multe softuri, este automatizarea joburilor. Pentru că tu, atâta timp cât reușești să înlocuiești un angajat cu un program, automat o să-ți crești profitul, pentru că calculatorul nu obosește, poate să lucreze 24 din 24 pentru tine, de cele mai multe ori nu greșește, deci atâta timp cât nu cedează componentele din calculator și ai un program scris bine, programul ăla o să lucreze continuu, deci o să ai cheltuieli zero cu programul pe care l-ai, sau mă rog, aproape zero, pentru că totuși o să trebuiască să plătești curentul. Și acum stau și mă gândesc la domeniul bancar, de exemplu, cât de mult s-a schimbat, adică acum aproape toate operațiunile bancare le fac prin telefon, nu se mai duce nimeni să stea la cozi, la ghișee, să caute statistici extrase de cont și toate lucrurile astea. Și mai sunt foarte multe domenii care încet încet se automatizează. Un alt domeniu e contabilitatea, unde există multe procese care pot să fie automatizate. Alte domenii sunt relațiile cu clienții, adică acum de cele mai multe ori sunt la un robot automat, apeși niște taste și până la urmă îți dă informația potrivită și există mult mai puțini oameni cu care ajungi să vorbești. Un alt domeniu care cel mai probabil o să se automatizeze este fast food-ul. Adică atâta timp cât tu creezi mâncare în masă după aceleași procese, nu mai ai nevoie neapărat de un muncitor care să stea acolo, să transpire peste mâncare și să-ți dea o porție de mâncare, ci poți pur și simplu să ai o mașinărie care face toată treaba asta pentru tine. Și din cauza că automatizarea asta e tot mai masivă și tot mai multe joburi încep să se automatizeze, e nevoie de cineva, de un specialist care să creeze automatizarea asta, care să scrie codul. Și din cauza asta, cererea e extrem de mare pentru programatori. Bun, și acum știm că cererea de programatori e atât de mare, ce poți tu să faci? Adică cum poți să ajungi și tu la un salariu de 4.000 de lei pe lună ca și programator începător? Care sunt pașii și cum poți să eviți toate capcanele de pe drum? Pentru că și dacă stau să mă gândesc la mine și la când am fost în facultate, mi-aduc aminte că după primul an de facultate au renunțat undeva la 10 oameni de la mine din grupă care au zis, bă, pur și simplu nu vreau să fac programare. Și aici vorbim despre niște oameni care totuși au trecut examenul de admitere. Deci oameni care știau deja să programeze cât de cât. Cum poți să eviți și tu capcanele astea? Ideea e că trebuie în primul rând să ai de la cine să înveți. Adică ai nevoie de cineva care a ajuns în punctul în care vrei tu să fii sau de multe ori cu câțiva pași mai sus. Adică tot timpul ai nevoie să înveți de la un programator, de la cineva care poate să scrie cod și ai nevoie de ajutorul lui, adică ai nevoie să poată să stea lângă tine și să-ți răspundă la întrebări. Pentru că partea asta de feedback și de întrebări, și apropo de partea de feedback, am uitat să menționez un lucru pe care și noi îl automatizăm, adică chiar și educația, unde te-ai gândit că e vorba de interacțiune umană, are părți care sunt foarte ușor automatizabile. Adică
dacă stăm un pic să ne gândim, când scriu un program, cum funcționează în programul nostru de mentorat, adică trimiți codul sursă la noi pe platformă și se evaluează automat în câteva secunde. Deci tu imediat după ce ai scris un program poți să știi dacă e corect sau nu, fără intervenție umană și fără să stai să aștepți după un profesor să se uite, să se uite peste el. Deci inclusiv educația se automatizează și se automatizează într-un mod bun care îți oferă ție rezultate mult mai rapide. Și acum hai să ne întoarcem la ce ziceam mai devreme, și anume partea de feedback și răspuns la întrebări. Tu ai nevoie de cineva care să-ți răspundă la întrebări pentru a-ți putea dezvolta gândirea logică. Pentru că gândirea logică poți să te gândești că e ca un fel de labirint. Tu ești, să zicem, în colțul din stânga sus și trebuie să ajungi în dreapta jos. Doar că tu nu vezi labirintul și oarecum te duci orbește. Și atunci ai nevoie de o persoană care să îți arate care e calea prin labirint. Să zică stai un pic. Dacă te duci pe acolo, o să ajungi într-o fundătură și o să-ți pierzi timpul cu asta. Așa că nu te duci pe acolo, nu fă dreapta, du-te tot în față și continuă să mergi. Sau poți tu să întrebi, ok, bine dacă o iau pe aici. Și de fapt asta e un lucru care e crucial în momentul în care înveți programare. Să ai un mentor, să ai pe cineva care să te îndrume și care să-ți spună de fiecare dată când greșești și să-ți spună și care era modul corect de a face lucrurile fără să mai greșești pe viitor când o să te lovești de o provocare asemănătoare. Deci, practic, asta e cheia ca să intri în domeniu, asta e cheia ca să ajungi un programator bine plătit și dacă toate lucrurile astea îți sună bine și vrei să contribui și tu la scăderea cererii de programatori de pe piață, dă click pe linkul din descriere, programează-te la o ședință gratuită de consultanță, fie cu mine, fie cu unul dintre experții din echipa mea. O să avem o discuție în care vreau să îți înțeleg foarte bine scopurile, dar și nivelul la care ești. Și să vedem cum transformăm scopurile astea în realitate și cum facem un plan pas cu pas care să te ducă acolo. Așa că sper din suflet că nu ți-ai irosit timpul cu videoul ăsta, ci o să treci la acțiune și sper să vorbim cât de curând. În programul de mentorat, eu personal simt că am evoluat. Pe lângă faptul că am acumulat cunoștințe noi, mi-am dezvoltat și gândirea. Și personal, cel mai important e că am scăpat de statul de acasă aiurea și pot să fac ceva util și constructiv.